Sunt șase și fără ei nu se poate aproba bugetul local. Asta pentru că ei reprezintă exact jumătate dintre consilierii locali de la Ocnița. Mai precis, Tudorache Cătălin, Cuion, Bunescuion, Nicoloiu Octavian, Șerbănică Vasile și Marcovicion. După ce, în data de 28 ianuarie 2016, cei 6, s-au opus aprobării bugetului, motivând gestul prin timpul insuficient avut la dispoziție pentru a consulta toate datele, la a doua încercare, din data de 2 februarie, s-a produs cu adevărat o premieră. Cei șase au înregistrat un amendament în care se precizează că, datorită faptului că anul 2016 este un an electoral, vor aproba bugetul, mai puțin investițiile care urma să fie făcute doar după alegeri. Numai că, nici acest lucru, oricât de ciudat ar fi, nu s-a întâmplat, susținătorii amendamentului absentând și de la a doua încercare de votare a bugetului. Cu adevărat o rușine pentru comunitatea locală, ce prin acest gest este condamnată practic la izolare.